Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul YouTube Steam Games Ro. Testăm acum un joculeț ce se numește Away, The Survival Series Gliding Prototype. Este un joculeț de tip indie action adventure, dezvoltat și distribuit de Breaking Walls, de se va lansa pe 17 iulie 2019, adică fix azi, când eu fac acest gameplay. Și nu știu cât va costa, văd că este doar un demo pe Steam, demo gratuit. Nu știu care e treaba cu joculețul. Eu să înțeleg că eu sunt acest ciobolan? Veveriță, ce-o fie? Normal. Lichioane. Ia să vedem. Ok. Hai să dăm puțin la settings, la quality, nu vreau pe ultra high. Hai să lăsăm la mediu. Return și dăm un play. Și asta cred că merge automat, eu doar trebuie să fac stânga-dreapta și ceva. Aha, nice. Ce tare. Au! The prey escaped. Prada, ok. Again. Ask a space bar to glide. Ok. Parcă mă apropii ușor, ușor. Nu. Ha. E greu să controlezi, se mișcă destul de rapid și destul de sensibil. Greu jocul. Deci urmăresc o libelulă. Nu! Oh, fuck. Ai, mă vreau și un checkpoint ceva. Greu, frate. Spară cu veverița. E un joc mișto să zbor cu veverița. Mai ales că dacă ai experiență te poate ajuta.
Am trecut ăla, libelul ăla, nu știu ce mai caut acum. Am trecut libelul ăla. Hello, ursul. Și acum unde mă duc? Mission complet. Da, mă. Cred că trebuie să mănânc libelul ăla sau ceva. Bun, am făcut prima misiune. După 5 minute. Catch the dragonfly. Tot pe aici. Dar hai mai repede cumva. Nu, asta e alt traseu. Ah! Wow, ce abrupt era. No, bine. Again. Dar vreau să pot controla cumva viteza cu care se mișcă veverița. Gen, să pot să încetinesc în unele momente. Wow, ce dificil e! E greu să nimeresc găurile astea. E foarte mișto joc, îmi place. Dacă aveți timp și răbdare, e relaxant cumva. Mai ales dacă sunteți perfecționiști și vreți voia să nivelul... Da, aveți ce să vă jucați aici. Ai, m-am făcut curba prea stânță și m-am dat cap de copac. Am văzut că trebuie să iau la stânga și am zis să ocolesc copacul și până la urmă am lovit copacul. Nu, mă, cum reușesc să iau toți copacii în brațe? Of. E cam ajuns pe la jumate sau ceva. Hei, libelula, hei. Da, uite, ușor, ușor, dacă începi de la început, știi la ce să te aștepți, înveți harta, știi în ce direcție să te duci. E bine treaba asta. Au, aproape. Au, 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 ok. Ah, și cumva nu mai aveam nici viteză, trebuie să merg totuși pe acolo, să nu ocolesc prea mult, că o să cad și o să mor. Deci trebuie să mă țin după libelulă totuși, după același traseu. Nu pot să ocolesc 2-3 copaci, că ăla e. Nu mai am... Nu știu. Nu mai sunt destul de sus, pierd altitudine și ar trebui totuși să rămân după libelulă.
Mi-am bătut recordul. Nu, mă, cum? Fuck it. Mi-am bătut recordul. Vreau să meargă mai repede, să zboare mai repede, să planeze mai repede. Au. No, ai încerc o dată. Cred că astea e un lemur ceva. Cred că e o veveriță. După culoare zice că e lemur. Sau sunt ceva specii de veveriță care zboară, care au treaba aia între la picioare, la mâini. Opa, ai văzut? Haide mă, prinde-o! Mission complete, am prins-o! Am prins-o! N-a fost nevoie să mai merg până la capăt. Și-am luat un achievement, Master Hunter. Wow! Numai gata, gata, numai. Băiatul, băiatul. Asta a fost. Return to main menu. Și cam atât. Eu vă foarte mulțumesc că v-ați uitat la mine. Joculețul ăsta e super șmecher și momentan e gratuit din ce văd. Ia să vedem dacă dau un loc Glowing Glider ce se întâmplă. Absolut nimic. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Bye bye.